Dacă vestea ar fi apărut mai devreme, cu siguranță că foarte mulți dintre localnici ar fi fost sceptici cu privire la organizarea unei gale Super Combat la Giurgiu. Și totuși a fost posibil, organizatorii și-au dat mâna, iar printre cei care au sprijinit îndeaproape gala a fost și Nova Force ca sponsor principal. Gala este foarte bună. În primul rând avem o piramidă internațională de 4 grei. Cele mai importante meciuri ale galei sunt main eventul între Bogdan Stoica și Zamir Aida din Egipt, un sportiv care l-am vist de pe Taron Spong, o mare vedetă din K1 de 2 ori. L-avem pe Damian Garcia cu americanul James Wilson cu main event pentru America, pentru că a existat gala și în America, în SUA. Pe de altă parte, Sebastian Ciobanu cu Redoan Cairo este un meci de revanșă, a câștigat Ciobanu, acum Redoan Cairo revine, un sportiv care l-am vis pe Stoica, pe celebrul Andrei Stoica de la noi. Deci este o gală foarte bună și mai departe un erou localnic, un Mirel Iacob care este la nivel global cunoscut în Kyokushin, necunoscut publicului din România până acum, dar oferim această șansă să apară și pentru un eveniment de avergură și poate vom continua o colaborare cu el pe viitor. Gala a fost organizată după bine cunoscută rețetă K1, iar sportivii s-au întâlnit încă de sâmbătă la cântarul oficial și la conferința de presă. Ziariștii au putut sta de vorbă cu cei mai bine cotați sportivi ai galei, dar atenția noastră s-a oprit în principal asupra lui Mirel Iacob, sportiv al clubului Nova Force, primul giurgiuvean din istoria galelor Super Combat. Emoții? Puțin. Vom trece peste. Cum se pare valoric gala? N-am apucat să văd foarte multe despre el. Are câteva victorii, are ceva meciuri în circuitul acesta, dar asta nu e o problemă. Va fi un început bun pentru noi. Gala a început efectiv la ora 21, iar sala polivalentă a fost arhiplină. Sponsori, personalități politice, din sport sau din lumea K1 sau simpli spectatori au umplut până la refuz fotoliile sălii și au asistat la un show de zile mari. Mai multe amănunte despre desfășurarea galei, dar și interviuri cu sportivii, personalitățile și sponsorii galei. Sunteți invitați să urmăriți imediat după știri în ediție specială.